Puterea Sfintei Cruci. Un tânăr dornic de aleasă învățătură s-a dus odată la o mănăstire să-i ceară sfat unui bătrân călugăr. Părinte, dați-mi, vă rog, o carte din care să pot învăța cel mai bine cum trebuie să fie un creștin, cum trebuie să gândească, ce trebuie să facă. O carte care să-mi explice toate aceste lucruri. Călugărul i-a răspuns că are o asemenea carte în chilia sa și s-a dus să o aducă. Însă, după numai câteva clipe, s-a întors ținând în mână o cruce pe care i-a întins-o tânărului. Văzându-l mirat, i-a spus: Fiule, crucea este cea mai de seamă învățătură pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. Pentru noi, Mântuitorul s-a jertfit pe cruce, arătându-ne astfel ce înseamnă să iubești, fiindcă a făcut acest lucru din dragoste pentru oameni. Crucea înseamnă tocmai calea pe care omul ajunge la iubire, adică la Dumnezeu. Cel ce știe să își poarte crucea, poartă cu el în același timp harul și iubirea Domnului. De aceea, crucea nu este o povară, ci o bucurie. Când te dăruiești celui drag, nu o faci cu tristețe și cu reținere, ci cu bucurie și entuziasm. Crucea înseamnă, deci, curaj, răbdare, dar mai ales dragoste. Doreai o carte pe care să o citești cu ochii și a cărei învățătură să îți lumineze mintea. Iată, în schimb, crucea, o carte pe care o vei citi cu sufletul și a cărei învățătură îți va lumina întreaga viață. Crucea, izvor de tămăduire, ușa tainelor, arma păcii, veselia sufletului meu.